În data de 31 august au expirat delegații la peste 200 de directori de școli din Gorj. Inspectoratul școlar a făcut numiri pe posturile vacante. Consiliul de administrație, în urma evaluărilor făcute în această vară și a rezultatelor obținute la examenele naționale, a hotărât să mențină în funcții și să dea detașări în interesul învățământului la 136 de directori, iar la 66 de directori să fie numiți dintre cadrele didactice care au mai fost directori și care îndeplinesc condițiile impuse de lege pentru a ocupa aceste funcții. Ion Ișvan refuză să facă publică lista cu noii directori care vor conduce în anul școlar 2012-2013 unitățile de învățământ. După ce le va semna noile delegații, Ișvan îi va prezenta în cadrul unei instruiri. Nu mi-am făcut o statistică foarte clară pe localități, pe unde și cum am schimbat. Oricum, o să vedeți săptămâna aceasta, rar vom face o ședință cu directorii pentru a pregăti deschiderea anului școlar în condiții foarte bune și acolo să-i cunoașteți pe foștii și pe viitorii directori. Au fost consultații primarii? Da, da, am discutat cu conducerile primăriilor. Deși Ișvan susține că a numit directorii după consultarea primarilor, aceștia îl contrazic. Mai mult, primarii au spus că unii directori nici nu au fost numiți și astfel se explică secretomania lui Ișvan, care nu vrea să știe că funcțiile încă se mai negociază. Domnul inspector general a fost ieri prezent la Roșia de Amaradi, având în vedere că sunt vreo 7-8 solicitări, 8 cadre didactice care vor directori. De asta am venit acum la domnul inspector general să încercăm să găsim o soluție care să aducă stabilitate în rândul cadrelor didactice și, să zicem noi, o soluție care să fie agreată atât de administrația locală, Consiliul Local și să dea bine pentru unitatea școlară, pentru că trebuie găsit cadrul didactic care să aibă și calități manageriale. Rămâne de văzut dacă și când Ion Ișvan va face publică lista cu noii directori.